și am ajuns și la vărsător. Pentru voi, eclipsa aceasta de lună cu Venus este precum pantoful cenușăresei. La cineva am spus eu ca în melodia lui Orhe, Blind. Nu știu dacă știți, puteți să și vedeți, să și ascultați, dar e important să realizați că nu orice pantof vi se potrivește. Știți vorba românească, a trăi pe picior mare, știți cât de important este ca pantoful să fie comod sau de ce nu elegant și atunci, în funcție de tipurile de pantofi, așa voi împărți și eu previziunile pentru că, săptămâna care urmează. Pentru că e important să înțelegeți mesajul astrelor în sensul cel mai bun. Există aspecte de cuadraturi, aspecte care vă pot lua la întrebări, aspecte care poate să nu fie comode, dar care sigur vă vor pune în situații inedite ca să puteți să cântăriți lucrurile și să știți ce să faceți ca și demersuri de aici încolo. Și mai mult nu am cum să vă spun pentru că la fel astrograma omului este importantă, nu sunt doi vărsători la fel și în niciun caz nu seamănă între ei. Gândiți-vă doar la actorii noștri, la Florin Piersic, de exemplu, care este o tipologie de vărsător. Așa și la Iosif Sava. Și v-am dat două exemple din lumea artistică. Dumnezeu să-l ierte pe Iosif Sava, dar avea o ținută cu totul aparte și era un sofisticat, un titrat. Bach era Bach. Deși dacă nu cunoșteai foarte bine ce înseamnă muzica cultă, știai că Bach e esența la multe lucruri.